main eventul galei din această seară la Polivalenta din Craiova. Mr. Knockout Andrei Stoica va lupta cu portughezul Luis Morais. Dynamite Fighting Show volumul 3. Suntem live. Este singurul meci ce ne desparte de main eventul serii, lupta în care va urca în ring moartea din Carpați, Cătălin Moroșanu, provocat de Ghiță. Moroșanu își dorește această luptă în 2019, chiar aici la Craiova, pe stadionul Oblemenco, în promoția lui Dynamite. Este condiția lui Moroșanu să aibă loc lupta. Acum ne pregătim de meciul lui Andrei Stoica. Primul își face apariția în sală, adversarul său Luis Morais. Intră cu tricoul echipei de fotbal a Portugaliei. Sunt curios dacă are și un jucător pe spate, nu? Seamănă puțin cu Jardel, fostul atacant a lui Galatasaray, coleg cu Gică Hagi în perioada de gloria lui Galatasaray. Practicant de karate în tinerețe, Luis Morais. A ajuns la 32 de ani, un luptător foarte înalt, 1,91 m. Este mai înalt decât Andrei Stoica, cu 3 cm. Este campionul Portugaliei de 3 ori, campion european. Are mai multe titluri, însă nu și la viteza cu care intră în ring. Cu siguranță nu are niciun titlu acolo, nu se grăbește. Născut la Lisabona. Și a prelungit momentul de glorie aici la Craiova, momentul apariției în ring. Morais se motivează pe această melodie. A venit în România ca să-l bată pe Andrei Stoica. Veți vedea, după ce se va da jos tricoul cu Portugalia, are niște aripi de înger Morais pe spate, tatuate, iată. Însă nu va fi un înger deloc în fața lui Andrei Stoica. Sala Polivalenta, Polivalenta din Craiova. Andrei Stoica își face apariția în ring pentru lupta cu portughezul Morais. Este co-main eventul acestei gale. A luptat în Dynamite Andrei Stoica și în gala de la Piatra Neamț în luna octombrie. A reușit o victorie acolo. Asta își dorește și în această seară, o nouă victorie. Fostul campion mondial Andrei Stoica a fost campion mondial în circuitul Super Combat. Fratele său Bogdan Stoica, prezent aici la Craiova să-l susțină, este și el campion mondial. Acum a câștigat centura de campion mondial anul acesta în Germania, într-o gală Air Fusion. Intrare spectaculoasă pentru Andrei Stoica, Mr. KO, care va da piept cu acest portughez, spuneam 32 de ani pentru Luis Morais, născut la Lisabona, are 35 de victorii și 8 înfrângeri, 15 knockout-uri în carieră pentru Morais.
A început să lupte la 24 de ani, iată, și a început cariera ceva mai târziu. Are o listă lungă de luptători favoriți. Make some noise în aplauzele dumneavoastră pentru lui Badr Hari, Rico Verhoeven, Gokhan Saki sau Peter Hertz sunt favoriții lui Morais. Iată-l și pe Bogdan Stoica, alături de fratele său, spuneam, stă și în colț. 60 de lupte a disputat Andrei Stoica până acum în ringul profesionist, 48 de victorii, 27 knockout-uri, a pierdut de 11 ori și a terminat o luptă la egalitate alături de fratele său și a deschis Academia în Bulevardul Ghencea. Aplauze pentru Andrei Stoica. Sebastian Ciobanu, arbitrul din ring, luptătorul cu cele mai multe meciuri în circuitul local combat, devenit apoi super combat. Cred că în jur de 30 de meciuri are Sebastian Ciobanu în România. George. Andrei Stoica, George. Și el a fost campion mondial în super combat. Începe lupta. Bună dreapta, deja la podea portughezul. Un luptător ce folosește foarte mult loviturile de picior. Însă specialitatea casei la Andrei Stoica sunt loviturile joase, low kick-urile. Să vedem dacă portughezul va reuși să le blocheze. Voce uppercut trimit acolo Morais, trebuie să fie atent și în defensivă. Andrei Stoica trimite un high kick, blochează portughezul. Iată, vine aproape Andrei Stoica. Bună combinație! Bună serie cu bratul stâng! Clank trimis la podea în aceste momente. Iată, agă privirea pierdută Morais. Ce lovitură fulgerătoare trimite Andrei Stoica. Victorie senzațională în fața lui Morais și victorie extrem de rapidă în fața acestui portughez. Mr. KO lovește iar. Chiar spunea Andrei înainte de acest meci că de când îi se spune Mr. KO, adversarii vin și stau foarte închiși și nu prea mai reușește să dea knockout pentru că nu prea stă nimeni la bătaie. Iată însă că acum reușește un knockout absolut fantastic în fața acestui portughez, Luis Morais. Ce victorie pentru Mr. KO! Andrei Stoica reușește în prima rundă să-l facă praf pe acest portughez. O sală plină savurează victoria lui Andrei Stoica. Victoria fulger în fața portughezului Morais. Să așteptăm să-și revină portughezul. Văd că are ceva probleme. A fost ridicat în cele din urmă în picioare. În scurt timp vom asculta decizia arbitrilor. Victorie prin knockout, bineînțeles, pentru Andrei Stoica. Să revedim acest moment de forță a lui Andrei Stoica. Uppercut de stânga, croșeu de stânga. Senzațională combinație pentru Andrei Stoica și nimicitoare. Am pregătit lovituri nimicitoare pentru portughez, a spus Stoica la cântar și s-a ținut de cuvânt. O combinație celebră pentru Mike Tyson aceasta. Uppercut de stânga, croșeu de stânga. Executată fantastic de Andrei Stoica. S-a văzut pe fața portughezului la propriu efectul combinației.
S-au îngrămădit fotografii în ring, însă după acest match urmează main eventul meciului, Cătălin Moroșanu. Câștigătorul este Andrei Mistecheo Stoica! Câștigă Andrei Stoica primul knockout după un an și jumătate. În martie 2017 reușise de asemenea un knockout în prima rundă. Ce execuție, o mai vedem o dată, fantastică. După o scurtă pauză revenim în direct la ProTV cu meciul lui Cătălin Moroșanu.